Hai, salutare, dragii moșului! În primul rând îmi cer scuze că nu am reușit să fiu astăzi la emisiune. Din păcate, toate chestiile astea care se întâmplă aici, deocamdată pentru mine, îmi iau foarte multă energie. O să încerc să dorm mai mult și, sincer să fiu, nu m-am trezit. Vă zic foarte, foarte sincer. Îmi pare rău. Cer scuze la domn polițist. În al doilea rând, după scăderile de ieri, am făcut un videoclip, dacă vă aduceți aminte, în care am zis, bă, stați liniștiți, ok, întotdeauna când scade, nu trebuie să intri în panică, asta e clar, nu trebuie să intri în această panică în care intră toți, vai, Doamne, ajungem să pierdem toți banii și așa mai departe. Eventual, maxim, aștept să se întoarcă prețul, să facă un pullback, să poți să ieși, ba, pe o poziție semi-pierdere sau poate pe break-even sau lucruri de genul ăsta. Dar reacția pe care am văzut-o astăzi în piață, sincer să fiu, a fost una destul de ok. Chiar nu fac griji, încerc scuze dacă e pic vânticel. Sper să mă auziți. Dar reacția pe care am găsit-o în piață, am văzut-o astăzi în piață, a fost super ok. Noi am avut o discuție zilele trecute la Crypto Morning, în care am discutat despre FED și anume faptul că așteptam FED la 1-2. Ei bine, după vreo săptămână, parcă, sau săptămână jumate, ceva de genul, a apărut și oportunitatea de a cumpăra FED la 1-2. Personal, am decis să intru în această poziție. Este singura pe care am cumpărat-o în urma acestor scăderi și vă zic sincer, cumva e și singura pe care am cumpărat-o, pentru că nu sunt așa sigur că mai vreau să-mi scot bani din futures și să bag în spot și să blochez banii ăia. Dar am zis ok, hai, lasă că FED totuși are un potențial de AI și urmează și ceva implementări pe acolo, vă aduceți aminte, știți, cu schimbarea FED, AGIX, etc. Deci, teoretic, un lucru care mă interesează pe mine este să fie în atenția oamenilor. Mamă, ia uite, apropo, ia uitați ce... Bă, ce superb, 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 absolut fantastic. Da, și mă interesa ca cumva proiectul în care eu investesc să fie în atenția oamenilor, asta era clar, și să aibă marketing foarte bun. Ceea ce se întâmplă în continuare cu FED, există niște șanse destul de mari. Reacția este bună, din câte am văzut, era 1.3, ultima oară când m-am uitat, sau pe acolo 1.29. Așa că cam atât momentan, ăsta e singurul lucru pe care l-am achiziționat. Dacă o să vedem alte mișcări și dacă, bineînțeles, o să mai am și un pic de timp liber, că acum, sincer, în momentul de față chiar nu am, probabil o să mă uit și la alte proiecte. Dar cam atât. Ok. Cel mai probabil o să ne vedem mâine. Da, cel mai probabil o să ne vedem mâine la emisiune. Sper din suflet să reușesc să mă trezesc dimineața. Mamă, ia uite ce șopârlă. Ia, fac unde era. Ia uite. Mamă, ce tare. Iată un pic. Era mai șopârla. Sper mâine să mă trezesc. Da, nu, o să pun ceasul să mă trezesc. Promit, vă promit acest lucru. Îmi pare rău că n-am fost astăzi la emisiune, dar o să facem analize. Și le urez succes băieților de la Binance. Îmi pare rău că nu sunt alături de voi. Mi-aș fi dorit, sincer, să fiu în România. Probabil voi veni la evenimentele viitoare, pentru că drumul către România e de doar 2 ore. Nu mi se pare foarte mult. Acum n-am reușit să vin, că abia m-am stabilizat aici și da, e cu bagaje, cu alea, mă rog, bagaje, încă nu mi-am cărat bagajele, dar sunt în punctul în care mi-am căutat chirie, am căutat ceva, mă rog, o chirie mai bună, că aveam un apartament în Limassol, am vrut ceva mai ok și până la urmă am decis că stau în Larnaca. Până una alta vă las să vă încântați aceste superbe view-uri, ia uite și tu. Cât de frumos. Deci mi se pare că acest loc, într-o vacanță continuă, nu știu dacă e ok sau nu, pentru că mai trebuie să avem și spiritul de muncă. Urmează să vedem dacă acest lucru va fi
mai mult benefic sau mai puțin benefic în cariera mea de trader. Eu sper că da, că practic de asta m-am mutat. E bine, până data viitoare ne auzim, adică până mâine dimineață la emisiune și vă pup. Cei care ați fost atenți la discuțiile despre FED în Crypto Morning, vă felicit dacă ați decis să cumpărați. Dacă nu, nu este absolut nicio problemă. Nu uitați că oportunitățile vin în continuu atâta vreme cât ai răbdare. Vă pup!